Pacea Domnului să fie cu toată adunarea. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Înțeleg că unele din persoane din această seară probabil că sunt uimite că ne văd și că nu ne-am mai văzut de mult timp aici. Dar vreau să vă asigur că noi am fost cu dumneavoastră, chiar dacă nu ne-ați văzut. Nu L-am părăsit pe Dumnezeu. Și vreau să fiu foarte scurt, pentru că timpul nu ne permite și dacă o să-mi lipsească anumite fragmente, pentru că această mărturie se întinde pe 18 ani și nu este doar de câteva luni. Și sper că această mărturie să vă facă să înțelegeți unde am fost și de ce suntem în această seară aici. Și încep cu al doilea an de când am aterizat în Canada. Era în anul 2001, când ne mutam la un apartament nou, care trebuia renovat și trebuia să-l facem noi. Când am aterizat, aveam o Biblie în geanta noastră și eram oameni care îl căutam pe Dumnezeu. Dar aveam 3 joburi și nu mai aveam timp să-L găsesc pe Dumnezeu. În această perioadă, când a trebuit să renovez sala de baie cu o mașină de șlefuit, s-a întâmplat ceva. A trebuit să mă țin de țeava de la duș, ca să pot să am echilibru, și în acest moment m-am electrocutat. Electrocutându-mă așa de puternic, n-am mai putut să îmi desfac mâinile și din acest motiv am căzut inconștient, dar tot conectat la electricitate. Și când mi-am pierdut conștiința, am început să văd negru, să văd o groapă neagră și aceasta era foarte clar pentru mine că era groapa morții. Și atunci am apelat și am zis, Doamne, știu că mor. Știu că viața mea se oprește aici. Dar am un copil de 3 ani, am o soție care e însărcinată. Eu cred că nu este momentul să plec. N-am văzut pe nimeni, n-am auzit pe nimeni. Dar după scurt timp m-am trezit, lungit pe planșeu, cuvetă spartă, veceu cu toate celelalte și mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat o șansă. Mi-a dat o șansă a vieții și crezând că eu eram credincios în momentul ăla cu Biblia care venisem cu ea. Și am zis, trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Și am început să-L caut. Și am început să-L caut în bisericile catolice, bisericile ortodoxe mai puțin, în celelalte mănăstiri și așa mai departe. Până când într-o zi mi-a bătut la ușă un martor al lui Iehova. Și bineînțeles că era cu Biblia în mână, am zis, El provăduie cuvântul lui Dumnezeu, intră în casă. Și așa am studiat Biblia 7 ani. Noi și familia noastră, sâmbătă de sâmbătă. Și am zis că suntem fideli și că vrem să-i slujim. În acel moment, când lucram la unele din companii, că poate am spus în numele cuvinte, lucram la 3 joburi, am cunoscut un român care, el mi-a spus, zice, familia mea e pocăită. Știu de pocăiți, știu așa, dar nu am fost atât de atras să-i cunosc familia. Țineți minte acest aspect, că o să revin la sfârșit. După care am ajuns, mergeam la sală, mergeam la reuniuni, vă spun, martorii au reuniuni pe stadioane de mii de oameni. Și vin oamenii acolo cu sinceritate să slujească pe Dumnezeu, dar în fond, pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu nu era acolo. Mie nu mi-a arătat că cuvântul lui Dumnezeu este prezent acolo. Și ne-am dus duminică la adunare, împreună cu copiii, băiatul conducea și pe drum am spus soției, de săptămâna viitoare nu mai mergem la sală. Nu mai mergem deloc, deloc, deloc. Și soția a fost foarte indignată. Cum așa dintr-o dată? Vă spun, am ajuns acasă, era duminică, joi, eram la momentul după atâta timp care trebuia să urc la amvon. Și trebuia să țin primul meu, dacă vreți să spun, discurs. Predică. Nu eram la momentul de predic. Și nu ne-am mai dus. Când am ajuns acasă, am intrat pe internet.
De obicei, la martori nu se permite să meargă pe internet, pentru că internetul, așa cum știm, pentru tineret, este periculos și poate să dea multe idei negative. Plus că erau multe discuții despre martori care puteau să îi împiedice să avanseze în lucrarea lor. Și când am intrat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e viu, amin, și pentru că sunt mulți tineri aici și vreau să vă confirm, este un cuvânt care Domnul Iisus Hristos l-a spus și eu care nu-l înțelegeam. Voi, în timpul de apoi, veți fi mai puternici ca mine. Și nu înțelegeam de ce spune acest lucru. Și după aceea am înțeles că în ziua când am intrat pe internet, m-am rugat și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt, spune-mi ceva, pentru că eu nu mai vreau nicio biserică, nu mai vreau nicio religie. O să continui religia mea, să merg, să fac lucrare, cum ai spus tu, să ajut oameni, dar nu mai merg la nicio biserică. Și am intrat pe o mărturie a unei fete din Alberta, româncă, care bolnavă de toate bolile, dar nimeni nu-i găsea boală. Și era mărturia ei de suferință și cum a slujește pe Dumnezeu și pe Iisus în suferința ei de boală de zi cu zi. În acel moment, i-am dat mesaj pe Messenger, pentru că nu puteam pe altceva, am contactat-o, a fost un pic așa prea, nu era chiar încrezătoare, dar zice, uite ce este, noi într-o lună mergem la Orilla, nord de Toronto, într-un camp creștin. Și dacă vrei să ne cunoști, vino acolo. În weekendul acela ne-am urcat în mașină, eu și soția ne-am dus, i-am cunoscut, deci de la Toronto în sus încă 300, vreo 900 de kilometri, ca să vedeți cum, acolo ei ne-au dat numărul de telefon de această biserică care suntem astăzi. Aleluia! Și acolo erau alți frați moldoveni care ne-au dat numărul de telefon și de la cealaltă biserică. Și acum, ca să înțelegeți de ce, în paralel, poate am trișat un pic, am mers și la cealaltă biserică și am venit și aici. Dar vă spun ceva, noi am urmat cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost că nu ne place biserica. Sunteți oameni minunați. Sunteți oameni extraordinari și Dumnezeu vă iubește pentru că aveți multă râvnă în voi pentru credință. Este prima biserică pentecostală care am intrat în viața mea și am văzut atâta tineret și atâta implicare în lucrarea lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Deci așa am ajuns în această biserică. Dar noi am urmat cuvântul Lui și am zis, Doamne, îndrumă-ne unde crezi Tu că este nevoie de noi. Și de aceea, dar noi am păstrat legătura cu această biserică, noi v-am urmat pe internet pentru că aceste predici sunt filmate și eu vă confirm că inclusiv noi ne-am văzut în sală pe YouTube și ne-am mirat într-un fel și acum să vă spun de ce cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus a împlinit când a zis în timpul de apoi se va împlini că voi veți fi mai puternici ca mine. Pentru că acum, în ziua de astăzi, cu internetul putem să facem într-o secundă să se cunoască cuvântul lui Dumnezeu pe tot întregul Pământului. Și de aceea eu vă încurajez tineri. Dacă vă uitați pe internet, pe YouTube, uitați-vă la mărturii, uitați-vă la predici, uitați-vă, noi acolo ne-am întărit, acolo ne-am găsit cuvântul adevărat și acolo am înțeles că dacă îl punem în suflet cu adevărat, vom putea urma calea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, vă iubim, sunteți în sufletul nostru mereu și dacă nu mai priviți, o să mai venim. Slăvit să fie Domnul. Amin. Încă o dată zic și din toată inima, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin. Amin.